Sunt Ciprian Morar, fondator lateral în România și momentan lucrăm destul de intens la un ventilator pulmonar, cât și la alte inițiative, de exemplu mărci viziere, pe care încercăm să le facem colaborativ cu mai multe persoane din țară. Și poți să ne zici ce ați construit? Vreau să ne dai câteva detalii despre ventilatorul pulmonar. Da, deci incredibil ce am reușit. Claudiu, omul nostru de bază tehnic, a pus la punct în 3 zile un prototip care funcționează mecanic. Și acest prototip e făcut complet la imprimanta 3D, folosind motor de niște motoare de mașină, de exemplu, motor de ștergător sau motor de pentru care ridică geamul. Motivul pentru alegerile astea este costul de realizare a acestui dispozitiv. Ideea e că noi, direcția pe care am mers, e cumva să încercăm să folosim materiale cât mai fiabile, pentru că nu poți să îți permiți să ai un dispozitiv care cum să zic, nu are autonomie. Și materiale pe care ne putem baza, practic, lucruri care au fost omologate. Ce mai special în toată mașinăria asta e că, de fapt, partea de asistență e în spate la tuburi, baloane, care sunt deja omologate și sunt safe to use. Noi am avut niște discuții cu medici, vă mulțumim tuturor care ați contribuit. Să încercăm acum să validăm prototipul acesta. Cu alte cuvinte, reușim să punem presiunea de care este nevoie. Vă dați seama că ce încercăm noi să facem, să fim cumva cu un pas înainte, 2-3 săptămâni înainte, măsură de ultim resort, de a încerca să salvăm vieți. Deci, practic, asta încercăm. Acum, la noi în echipă ne concentrăm strict pe produs, dar colaborăm cu tot felul de oameni din țară. Cât de sigur este prototipul? Pot să mă întreb. Ai la 4 trebuie. E ok. Cât de sigur este prototipul în acest moment? Partea bună a lucrurilor e că noi, practic, încercăm să folosim niște baloane din astea care sunt folosite în resuscitare, like de ultim resort, care au pe ele tot felul de accesorii, tocmai ca să prevină accidentele. Deci noi cumva încercăm să ne punem în spate la sisteme medicale care există sau dispozitive medicale care există, ca să prevenim complicațiile. Deci sunt o groază de probleme de genul. Ce fel de motoraș folosești? Motorașul ăla nu poate să facă scânteie pentru că e mediu cu oxigen. Noi încercăm să simplificăm totul cât de mult putem, încât să eliminăm părțile astea de omologări sau cel puțin să le scoatem din ecuație, să fim ca și ultim resort. Să folosim furtune deja existente în spital, dispozitive deja existente în spital și să asistăm partea aceea de introdus aer în plămân și lăsat aer din plămân, combinația aceea de oxigen, mecanic. Și atunci, practic, nu suntem expuși la complexități mari, de electronică, de senzor, pentru că nu este timp să omologăm așa ceva. Ați încercat să colaborați și cu alte companii implicate în inițiative similare sau cu alți oameni? Lucrul cel mai incredibil și suntem atât de recunoscători este că am fost contactați de zeci de oameni, ingineri, oameni care au amărâte de imprimantă, oameni care au producție, industria de mașini, oameni din sistem, medici și ne-am strâns deja peste 100 de oameni care colaborăm. Am făcut un fel de management de proiect, avem o unealtă care ne ajută să coordonăm discuțiile între noi. Și e un lucru absolut incredibil. Mai colaborăm și cu echipa din Timișoara, care au o altă direcție, mai mult pe electronică, pe senzor. Și partea bună lucru e că chiar nu contează cine reușește aici. Important este să încercăm mai multe variante, să vedem care sunt cele viabile. Și dacă reușim, să producem imediat în masă ce avem nevoie. Ideea e, suntem într-o cursă contra cronometru, deci nu este timp. Și
ce mai facem în spate, așa, behind the scenes, e o bază de date cu toți furnizorii, inginerii, oamenii care au competențe care pot să ne ajute. Pentru că în momentul în care am avea o validare și o nevoie acută să putem să generăm, cum să zic, să dăm sfoară în țară să se producă lucrurile astea. Ați primit sprijin și din partea autorităților locale sau naționale? Sincer, sunt zeci de mail-uri. Deci, am fost contactați de câteva persoane. Vlad Voiculescu, de exemplu, s-a implicat să ne ajute cu conexiuni. Mai este Elena Calistru, organizații gen Ashoka. Nu îmi vin toate în minte acum, dar răspunsul pe scurt este da. Cred că suntem depășiți, nu la nivel de România sau Târgu Mureș, ci la nivel global. Și atunci, efectiv, asta e un răspuns de colaborare între toți. Probabil că o să ajungem curând la un pas mai avansat, dacă reușim să validăm că ce facem noi e un lucru bun sau dacă trebuie să pivotăm. Ce nevoie aveți în momentul de față și cum poate lua lumea legătura cu voi? Nevoie? Timp, bani, resurse, de toate. În primul rând, financiar, aș zice că începe să devină o problemă pentru că noi ne alocăm toate resursele care le putem aloca acestui proiect. Dacă vreți să ne scrieți covid@arondlateral.ro e adresa unde avem un coordonator de proiect care reușește să împartă atribuțiile și așa mai departe. Acolo puteți să ne scrieți. Avem o organizație non-guvernamentală, o asociație, care redirecționează toate eforturile în câmpul muncii, deci pot să vă asigur că orice donație merge unde trebuie, nu ne interesează doar să salvăm vieți. Și dacă mai știți oameni din producție care să aibă experiență și competență, deci ce e important acum e nu neapărat atitudinea, că slavă Domnului, toată lumea vrea să ajute, dar competență, experiență, lucruri cât mai reale și pragmatice care ne permit să avansăm. Noi practic încercăm nu doar acest ventilator, mai avem viziere, de exemplu, ca și un proiect pe lângă și mai sunt alte lucruri care vor fi nevoie în următoarele săptămâni în spitale și la oameni și practic încercăm să fim cu un pas înainte. Deci orice ajutor, oricât de mic în momentul ăsta îl apreciem.